Drumul Național 7 a fost blocat din cauza unui accident în care au fost implicate 3 tiruri. S-a întâmplat la Morărești, în Argeș, pe drumul dintre Pitești și Râmnicu Vâlcea, acolo unde șoferul unui tir nu a mai putut stăpâni mastodontul cu care a intrat pe contrasens, de unde veneau alte 2 tiruri. În urma impactului, toți cei 3 șoferi, dintre care 2 sunt de naționalitate turcă, au fost răniți și au ajuns la spital. Tirurile erau încărcate unul cu materiale textile, unul cu ambalaje din plastic, iar unul era gol. Traficul a fost complet blocat mai bine de o oră, după care s-a circulat alternativ pe drumul Național 7.